Dacă l-am aplaudat pe om, să-l aplaudăm și pe acela care merită ca de mână. M-am gândit în această seară la un lucru propriu zis. Dumnezeu a fost foarte bun cu mine săptămâna trecută și săptămâna asta, că mi-a dat o viroză extraordinară. Și uite așa am stat și m-am odihnit preț de câteva zile, timp în care am aflat că atunci când răcești, ar trebui să mulțumești Dumnezeu că sare siguranță. Dacă nu ne-ar sări siguranța din când în când, ne-am tot duce înainte și poate că într-o zi nu ne-am mai ridicat de jos, de obosit ce suntem. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că de marțea trecută m-a obligat, mi-a luat siguranța Domnul Dumnezeu și a trebuit să rămân la pat. Am stat săptămâna trecută și am slujit în neputință, împreună cu Rubu aprins, undeva pe părțile Ardealului. Și ne-am bucurat la gândul că ne vom întâlni din nou în această seară. Vreau să fac o înțelegere cu voi extraordinar de simplă. Mesajul meu din această seară va fi un mesaj scurt, dar vă garantez că este necesar, pentru că, iubiții Domnului, trăim niște vremuri extraordinar de sucite și niște vremuri care din ce în ce probabil că vor presupune un efort din ce în ce mai mare să înțelegi ce se întâmplă cu tine pe pământul ăsta. Probabil că ați băgat de seamă că Dumnezeu a schimbat topul țărilor care sunt bogate, sau dacă vreți să topul acela al țărilor care sunt cele mai puternice. Ați auzit lucrul ăsta, nu? Japonia era pe locul 3. Nu se știe pe ce loc mai este astăzi. Un singur cutremur și doar un val care s-a ridicat datorită seismului acestuia puternic, și Japonia probabil că ajunge să fie o țară care are nevoie de ajutor. Până mai ieri dădea ajutor, iar astăzi are nevoie de ajutor. Teme-te! Se anunță că în România, aprilie, va fi o lună puternică de ploi. Asta cel puțin ne spun cei ce se ocupă cu cercetatul semnelor, vremurilor. Și se pare că luna aprilie va fi o lună în care vor fi foarte multe ploi. Oricum, noi ne-am distrus ecosistemul, pentru că nici nu e nevoie să facă diavolul prea multe în țara asta, l-ajutăm noi atât de bine. Se pare că ecosistemul nostru oricum este dat peste cap și în cazul în care vor veni ceva ploi și vor fi inundații, noi nu avem baraje, în schimb avem borduri de 9 cm, să ne rupem cu toții gâtul în București. Nu construim baraje, că nu sunt necesare, construim încă un rând de borduri, cu materiale luate din China, pentru care unii își fac vilă pe primăverii. Dumnezeu să ierte. Rugați-vă, oameni buni, că este un zâmbet atât de amar, deci nu știu cum să vă spun, mă tot gândesc ce va fi mâine. Eu am deja 42 de ani și am sentimentul acesta, mulțumesc și vouă, am sentimentul acesta că cumva cei mei frumoși ani mi-am trăit. Am două realizări excepționale, sunt acolo în stânga, una e blondă, una e brunetă. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ele și am avut o viață bună până acum alături de Mina și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Iată despre ce aș vrea să vă spun în această seară, dragii mei. Nu știu dacă ați auzit că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu tare bun. Știe cineva lucrul ăsta? Sau zic că Dumnezeu e tare bun? Poate să fie cineva martorul acestui Dumnezeu în această seară, la ce spun eu? Poate să fie cineva martor că Dumnezeu e bun? Cu o mână ridicată? Slavă lui Dumnezeu! Iată, Doamne, câți martori ai în această seară că ești bun! Și totuși, dragii mei, Dumnezeu a lăsat un capitol întreg în Evanghelia după Luca, capitolul 15, este un capitol al pierderilor. Un Dumnezeu așa de bun și totuși un întreg capitol vorbește despre pierderile pe care le putem avea în viață. În această seară, dragii mei, aș vrea să vorbesc despre aceste pierderi și în mod deosebit despre pilda acestui bănuț care a fost pierdut în casă de către gospodină, de către femeie.
Mai întâi de toate aș vrea să vă spun în deschiderea acestui cuvânt că Domnul Iisus Hristos era privit de către farisei cu oarecare silă și oamenii aceștia erau indignați, spune cuvântul lui Dumnezeu, pentru un motiv. Vilenunțiu aici spune așa, că fariseii și cărturare cârteau și ziceau, omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. O silă foarte mare era pentru farisei și cărturari, pentru că acest Iisus Hristos mânca și dacă vreți să vă întrebați cu cine mânca, aici spune un capitol mai jos că îi primea pe săraci, pe schilozi, pe șchiop, pe orbi. Cu ăștia mânca el la masă. În momentul în care mânca la masă cu acești oameni și păcătoși, și schilozi, și orbi, nu știu dacă ai băgat de seamă. Când mâncăm noi astăzi, nu ne mai, nu mai este suficient să ne scoatem o pâine, știu eu ceva anume care este acolo să mâncăm. Nu! Adică cum, mamă, tu îmi pui masa și n-am și eu aici ceva care să fie mai bun, prăjitura, dacă se poate să fie mai colorat. Copiii astăzi, spre exemplu, masa e masă, dacă nu le pui Coca-Cola degeaba, nu-i masă. Când stai la masă astăzi, omul are nevoie de o mulțime de lucruri și, în general, românul are o cultură a mâncatului extraordinară. Trebuie să fie totul bine arătos, să fie bine așezat, eventual să fie totul bine rânduit și forma să fie atrăgătoare. Când stai la masă cu oameni ca schilozii, orbii, șchiopii, cei care nu miros foarte bine, cei care probabil au o haină mai murdară pe ei, nu știu cât apetit poți să ai la masă. Dar ne spune Dumnezeu că unul dintre rosturile pentru care Hristos stătea la masă cu săracii este să ne aducă aminte că pe pământul acesta nu trăim doar ca să mâncăm pentru trupul acesta pieritor, ci că datoria noastră este să căutăm să ne hrănim și sufletul. Când ultima oară ți-ai hrănit sufletul dăruind ceva celui de lângă tine? Când ai mâncat ultima oară cu omul din lăuntru, pentru că cel din afară avem noi grijă să îl hrănim în fiecare zi cu tot ce trebuie. Sufletul nostru nu se hrănește cu pâine. Sufletul nostru nu se hrănește cu mâncare obișnuită. Sufletul nostru se hrănește cu lumina lui Dumnezeu. Sufletul nostru se hrănește cu fapte bune. De aceea de multe ori suntem slabi în lăuntrul nostru, pentru că fapta noastră bună este ca o prună uscată într-un copac. Trebuie să te uiți atent ca să vezi să o găsești. Iisus Hristos stătea la masă cu acești nenorociți și la un moment dat spune în felul următor. Când dai o masă, zice el, cheamă pe săraci, pe schilos, pe șchiop, pe orbi și va fi ferice de tine pentru că ei n-au cu ce să-ți răsplătească, dar ți se va răsplăti la învierea din morți. Mă uit la Domnul Iisus Hristos, cum probabil se uita, dar și ce frumos când mănânci cu un om care e sărac, ai mâncat poate cu un om care e sărac, să vezi câtă poftă de mâncare are omul ăla. Am stat la anumite mese din astea simandicoase, m-am dus o dată la Marriott și cineva a comandat un tacâm din ăsta de câteva sute de euro și mi-au adus fructe de mare, până când am desfăcut eu homarul ăla, pe jumătate era mort de foame. Și după ce l-am mâncat, avea un gust de pui, a trebuit să rup o groază din crustaceul acela și la sfârșit eram atât de flămând, murdar din cap până în picioare și mi-am zis, dom'le, dacă tot are gust de pui, de ce nu fi adus o pulpă zdravă de pui să o fi mâncat și încheiem socotelele? De ce? Datorită faptului că suntem fandosiți, datorită faptului că suntem oameni cu ifose. Vă aduc aminte că la masa aceea era invitat un om simplu și când i-au adus crustaceul acela să-l mănânce, n-au știut că, el n-a știut că trebuie să fie rupt. Mai am o urgență MM081202. Maramureș probabil, sau ce înseamnă MM? Nu știu. MM081202. Este o mașină al cărui șofer trebuie să coboare urgent. MM081202. Am încheiat mântul și citat. Gata. Și omul acela a început să mănânce, cu tot coase. Era un om care avea o față pătrată, era un om cu niște maxilare puternice. Când a băgat și a început să mănânce din homarul acela, trosneau dinții, au venit o spătare și au dat coate și s-au dus în spatele lui și stăteau să asculte cum trosnea și mânca omul acela. După care, cu stoicism, a mâncat ceea ce avea în gură
Și la un moment dat zice, Iode, zice el, și scump și prost, zice. Până să explicăm că nu se mănâncă în felul acesta, omul a făcut ceea ce a știut mai bine, a zis, mă, tot ce e în farfurie, probabil că e de mâncare, zicea el. Și el, omul, a mâncat în felul acesta. Când, dragii mei, când stai la masă cu un om sărac, eu am stat la masă cu oameni săraci, te apucă pofta de mâncare. Poate că făcând niște fapte bune în viața noastră, s-o mai întoarce și la noi sănătatea asta care ne-a părăsit. M-ați gândit vreodată? Că dând din pâinea ta săracului și invitând la masă pe un nenorocit, poate că se mai întoarce și la tine pofta de viață care te-a părăsit. Că dormi și 8 ore pe noapte și te scori tot cu ochii roșii, tot cu capul amețit. De ce oare? Pentru că noi avem un om în lăuntru de care nu ținem socoteală. Hristos dormea uneori 2-3 ore pe noapte și a doua zi o lua de la capăt și reușea să stea în picioare. De ce? Pentru că sentimentul că faci bine e cea mai bună hrană a sufletului nostru. Sentimentul că dormi în pace fiindcă ai trăit o zi bună cu Dumnezeu este un sentiment extraordinar. Alminteri, mâncăm bine, ne odihnim, încercăm să ne odihnim cât putem de bine. Vine astenia de primăvară, dăm fugă la plafar și luăm vitamine și tot nu suntem sănătoși. De ce? Pentru că este o lege pe pământul acesta. Fă bine și vei avea parte de bine de la Dumnezeu. Mai luați la masă pe săracii lumii acestea să aveți și voi poftă de mâncare. Mai chemați în casele voastre sau duceți pe cineva care e nespălat, duceți-l până la baia Grivița, dați-i hainele jos, luați din șifonerul vostru amărât care geme de haine, îmbrăcați-l pe omul respectiv și o să vedeți dacă Dumnezeu nu vă va da vouă sănătate, mărire lui Dumnezeu. Iisus Hristos a zis, prefer să stau la masa asta decât la masa simandicoasă a bogaților. La masa bogaților, dacă ai fost vreodată ce se discută, după vreo 5-10 minute apucă durerea de cap, politică și tot felul de lucruri sucite și lucruri de inginerie. Ce credeți că făceau săracii aceștia? Când au mâncat și și-au scos probabil privirea din blic, s-au uitat spre Iisus Hristos și în ochii lor era recunoștință. În ochii lor era o lacrimă de bine și te poți hrăni cu ea. Avem nevoie în viața aceasta, oameni buni, de simplitatea de a redescoperi ce este cu adevărat valoros. Ne-am complicat extraordinar de mult viețile și am uitat că pe pământul acesta binele este simplu de făcut. Și binele însemnează să-i te închini lui Dumnezeu în cea mai simplă formă. Dați omului de lângă voi, dați omului de lângă voi, dați omului de lângă voi binețe, spuneți omului de lângă voi o vorbă bună. De multe ori mă uit la forma noastră de închinare care a devenit extraordinar de complicată, dragii mei, și parcă am uitat lucrurile simple. Și spune Biblia în această seară că lucrurile simple însemnează să te apuci să aprinzi o lumină, însemnează să te apuci să mături în casă și să cauți pe acela pe care e pierdut. Vedeți că ne spune Sfânta Scriptură în această seară că e un pericol enorm în viață. Astăzi suntem într-o zi de marți, anului 2011, luna martie. Și mie îmi spune Dumnezeu să vă spun vouă, nu vă jucați crezând că puteți recupera ceea ce ați pierdut cândva. Nu mai avem stăpânire peste timpul acesta care ne scapă printre mâini și ce n-am rezolvat la vreme nu se mai rezolvă la fel de ușor. Mai întâi sunt 100 de oi și una pleacă și 99 rămân și pierderea este de 1%. După care, în al doua pildă, avem de a face cu 10 bănuți, unul se pierde, pierdere de 10%. Și în a treia pildă, atunci când un tată are doi fii și unul dintre ei îl părăsește, pierdere de 50%. Și mie îmi spune Duhul Sfânt că mai urmează o pildă, a patra, pe care nu o scrie Biblia, o scrim noi în viața noastră. Că dacă nu ne trezim într-o zi, va spune ce rău, ești pierdut 100%. Dar în această seară mă rog lui Dumnezeu din cer, ca El să pună mâna pe sufletele care sunt pierdute. Și Dumnezeu din cer să ne așeze pe stânca numită Iisus, stânca mântuirii. Trec zilele, nu întinerești. Trec zilele, nu poți să ai siguranță că vei mai prinde altele asemenea celor de acum. Trec zilele și puterea noastră slăbește, prieteni. Pământul se schimbă, lucrurile se schimbă rapid pe pământul acesta. Și Biblia spune, astăzi, dacă auzi glasul Duhului Sfânt, nu-ți împietri inima, pentru că s-ar putea ca pierderea să fie mare în ziua de mâine. Recuperarea este aici și acum, spune Iisus Hristos. Nu mâine. Băgați bine de seamă
Pentru că Satana progresiv intră în viețile noastre și de multe ori cu un capăt de ață ne agață și mai apoi ne-a înfășurat în legături pe care noi nu mai putem deslega niciodată. Aș vrea să vă spun un lucru, dragii mei. Deci, credeți-mă că e o predică foarte scurtă, foarte scurtă, pentru că știu cât sunteți aici. Nu v-am numărat, nici nu am curat să vă număr. Oaia are glas. Oaia are glas. Mai întâi de toate, când a început oaia să meargă, probabil că a zis, o, ce smoc frumos e aici de iarbă verde, ia să mă duc să-l mănânc și pe ăsta. O, ce apă mai limpede este dincolo, la 50 de metri, mă duc după ea. Și s-a dus biata oaie, pentru că niciodată, să știți că nu ne ducem deliberat în mâna celui rău. Mâna sus în seara asta, cine vrea să moară, să meargă în iad? Nimeni. Mâna sus cine vrea să termine pe un pat de spital, bolnav de TMC sau de cancer pulmonar din cauza țigărilor. Mâna sus, vă spună, nimeni. Cine vrea să moare de ciroză? Mâna sus, nimeni. Dar problema noastră e că e un smoc mai bun. Problema noastră e că e o apă mai bună, 10 metri mai încolo. Problema noastră e că e mai senin cerul de dincolo, de gard. E mai frumoasă nevasta aproapelui nostru. E mai bună casa lui. Și tot timpul alergăm după ceea ce ni se pare că e mai bun. Și biata oaie cu capul în jos a început să meargă în stânga și în dreapta după lucruri care îi plac ei mai bine. Și la un moment dat a ajuns să fie prea departe să mai găsească drumul înapoi. O, lasă că știu eu, zici tu, sputernic. Chiar dacă lipsesc o lună de la biserică, chiar dacă am încă două păcate nărestinite, sputernic le controlez eu. Într-o zi s-ar putea să nu mai găsești drumul spre casă. Biata oaia a zis, 10 pași îi stăpânesc, 15 pași îi stăpânesc, n-am să rătăcesc drumul spre casă. Vă spun în numele Domnului Iisus Hristos, nu-i nimic mai greu pentru mine decât să stau de vorbă. Astăzi am stat de vorbă cu 3 oameni care au cunoscut pe Dumnezeu și le-am spus, la finalul discuției am zis, voi chiar nu vreți să faceți pași înapoi spre Dumnezeu? Au zis la unison, nu! Și le-am zis, lămuriți-mă cu un lucru, ați stat în biserică, am stat, ziceau ei, cunoașteți că există un rai și că există un iad? Da, au zis ei! Și voi în mod deliberat alegeți iadul? Da, au zis ei! Există în inima omului, dragii mei, la un moment dat există o împotrivire de care poate nu ești conștient, dar s-ar putea să se ajungă într-o zi la o împotrivire dincolo de care nimic să nu te mai sensibilizeze, absolut nimic să nu te mai sensibilizeze. De aceea spun astăzi, înaintea lui Dumnezeu vă avertizez, dragii mei, rămâneți în casa lui Dumnezeu și rămâneți lângă Dumnezeu. Nu mai umblați după cai verzi pe pereți. Nu mai umblați după lucrurile pământului acestea că o să vă poartă departe și mult prea departe. Astăzi când stăm înaintea lui Dumnezeu să spunem, Doamne, recunosc cinstit că am suficient cât să trăiesc. Ajută-mă să nu-mi pierd mințile, alergând după lucruri străine de voia ta, pentru că într-o zi te vei găsi că ești deja în gheara lupului. Șansa acestei oi este că a avut un păstor iubitor care n-a zis, fac calcule. Nu un contabil care să zică ce înseamnă pierdere de 1%. La noi spunem astăzi, dacă avem o pierdere de 1%, este acceptabilă, zicem noi. 1% într-o firmă este acceptabil. Ce frumos că Dumnezeu din cer nu se ocupă cu contabilități din acestea. Dumnezeu spune la mine, nu contează că e unul pierdut. La mine unul pierdut însemnează că mă duc după el. Mărirea acestui Dumnezeu din cer. S-a dus și a găsit oaia, oaia avea glas. Oaia behăia pe undeva speriată. Oaia undeva striga, plângea. Zicea, poate va veni cineva să mă scape, nu mai găsesc drumul spre casă. Și a venit păstorul și spune Biblia că a luat-o în brațe și a pus-o pe umerii lui. Și acest păstor îl văd bucuros cum se întoarce. Și zice, uite oaia pierdută, uite oaia pierdută. Oaia asta pierdută a avut o intrare triumfală. Poate până atunci nimeni n-a văzut-o în turmă. Mă, oaie, te-a văzut cineva? Nimeni! Dar acum pe umerii păstorului a intrat în turmă. Toți au văzut-o. Minunat e Dumnezeul nostru. Că Dumnezeu, când noi plecăm pe ușa din dos, El ne face intrarea pe ușa din față. Mărire lui Dumnezeu din cer. Acum însă spune Biblia că am ajuns într-un loc în care un bănuț n-are glas bănuțul. N-are picioare bănuțul. Nu poate da din mâini. Sunt aici. Bănuțul este un obiect
care n-are putere să strige unde este. Îi de argint, spune Biblia, dar acolo un praf, acolo jos pe dușumea acoperit de murdărie, nici măcar nu mai strălucește. În această seară despre asta vreau să vă vorbesc. Am vorbit ieri cu Dumnezeu și am stat plângând și am zis, Doamne, câte vieți sunt pe miut. Câți oameni stau și zac doborâți și nu mai au putere nici să strige, nu mai au nici curajul să spună, Doamne, am nevoie de ajutorul Tău. Atâția oameni, îmi spune Duhul lui Dumnezeu, sunt în această seară lipsiți de puterea măcar de a striga lui Dumnezeu. Și ce face Iisus Hristos într-o asemenea situație? Că mulți dintre noi trebuie să recunoaștem că suntem de multe ori fără de putere. Și știți de ce suntem fără de putere? Suntem fără de putere pentru că de multe ori nici noi nu mai avem credința noi înșine. Nici noi nu mai avem credința că ne vom ridica de unde am căzut. Stau în seara asta și vorbesc cu unor tineri și vorbesc cu unor suflete care sunt undeva atât de adânc că nu-și mai dau nici lor o șansă. Ai venit în seara asta la Dumnezeul nădejdii. Ai venit în seara asta la Dumnezeul care întinde o masă schilozilor. Ai venit în seara asta la Dumnezeul care întinde o masă orbilor. Mărire lui Dumnezeu în cer. Sentimentul ăsta de neputință, sentimentul acesta apăsător că nu poți face nimic. Câți dintre noi nu stăm în fața tuturor uși închise? Sunt tineri care zic astăzi, nicio șansă nu mai e în România. Să ai o casă, să ai un serviciu decent, nicio șansă nu mai este. Sunt oameni care spiritualicește vorbind, nu mai cred în căsnicia lor. M-am însurat sau m-am măritat și astăzi trebuie să recunosc că cel de lângă mine este un străin, un om care mi-a promis multe și nu s-a ținut de cuvânt. Atât de mulți dintre noi suntem astăzi fără glas, fără puterea de a zice ceva. Dar îi dau slavă Dumnezeului celui viu, că este o veste bună și pentru cei fără de glas. Este o veste bună și, și pentru aceia fără de picioare și fără de mâini. Și vestea bună este că Iisus Hristos aprinde lumina. Lumina Lui e Evanghelia. Și răsună în seara asta în cartierul Crângaș, în capitala țării, în București. Lumina este aprinsă și lumina aceasta mărturisește că Iisus Hristos a coborât din cer. A zis, mă duc, Tată, să-i caut pe toți aceia care sunt pierduți, pe cei fără de doctor, pe cei fără de leac. Mă duc să le spun că în Tine există iubire, că în Tine există dorință de reabilitare. Slăvit să fie Dumnezeu. Oameni buni, de nu vreți să vi se stingă neamul, de nu vreți să vi se stingă viața, de vreți ca copiii voștri să aibă un viitor, de vreți ca țara asta, România, să aibă un viitor, vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, aprindeți lumina Evangheliei. Oameni buni, puneți mâna pe Biblie și citiți, și citiți, și citiți Biblia, până când o să fiți plini de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Citiți Biblia și strângeți în voi comoara aceasta, pentru că din voi va țâșni într-o zi ca un râu de apă vie cunoștința lui Dumnezeu. Duceți peste tot Evanghelia, nu mai stați de vorbă despre porcăriile lumii acesteia, nu mai vorbiți despre statisticile care ne taie orice urmă de entuziasm, nu mai vorbiți despre politică, nu mai bârfiți pe boc, nu mai dați în Băsescu, nu mai nenorociți țara aceasta cu alte vorbe și spuneți așa, Iisus Hristos are pentru noi o nădejde vie. Spuneți oamenilor că în Scriptură este putere. Vreau să vă spun, dragii mei, că eu cred în lucrul ăsta. Eu cred că omul care stă cu Scriptura în Biblie, cu Biblia în brațe, omul acela nu va alerga să discute lucruri de nimic. Eu nu știu, dragii mei, poate voi aveți timp, poate că voi aveți putere pentru așa ceva. Eu n-am putere de așa ceva. Nu mi-ajunge timpul să spun tuturor cât de mare este Hristosul meu. Nu mi-ajunge timpul să spun. Și dacă toată viața n-aș spune decât Iisus Hristos te iubește, Iisus Hristos te iubește, Iisus Hristos te iubește, și tot aș fi cel mai înțelept om de pe pământul acesta. A ce bun să spui că țara asta e ruinată. Eu n-am ochi să văd. La ce bun să spui că pe pământul acesta oamenii sunt răi, și eu n-am ochi să văd. Dar spune altceva. Spune că Dumnezeu din cer a aprins în Hristos o lumină. Spune în seara aceasta că lumina Evangheliei este aici să te caute pe tine și să mă caute pe mine. Slăviți să fie Dumnezeu!
dar ni s-a spus și ni se spune iarăși și iarăși. Și ne spune Dumnezeu în fiecare zi, ce Dumnezeu, eu nu-s valetul vostru. Eu nu sunt sluga voastră, prieteni. Eu nu sunt menajera vieții voastre. Va trebui să vă faceți singur curat în casa voastră și în viața voastră. Nu dau eu cu mătura, spune Iisus Hristos, că eu am murit pe cruce răstignit, ca voi să puteți trăi astăzi. N-am să vin eu să vă mătur în casa voastră băutura și curviile și mâniile și nervozitățile și iuțimea și fără de legea și viclenia și patimile. Măturați-le voi, spune El. Măturați-vă aluatul cel vechi din viață. Pentru că acolo stac îngropate comori. Mulți dintre noi stau și sunt piperniciți și se uită și zic, Doamne, nimic bun n-a ieșit din viața mea. Știi de ce? Pentru că undeva pe podea zace numbănuți și mai mulți. Acolo sunt acoperiți de praf. Zic în această seară, Duh Sfânt al lui Dumnezeu, mătură Tu, Doamne, mizeria din viața noastră. Cândva trebuia să fie o casă. Trebuia să fie un locaș sfânt. Acum, Doamne, a ajuns și vina mea. Puneți mâna pe mătură și măturați și zvârliți afară răutățile și vicleșugurile. În seara aceasta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să conștientizeze orice inimă. Doamne, dă-ne harul să măturăm răutatea. Ajută-ne, Doamne, să măturăm invidia și micimea gândurilor noastre. Fiți al lui Dumnezeu, gândiți ca oamenii al lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute. O podea măturat, o lumină aprinsă, spune Biblia. Și apoi cineva care caută și spune Biblia, caută și caută și caută. Și spune acolo Biblia că caută până găsește. Se uită probabil în genunchi. Cum să caute o gospodină? Ai pierdut vreodată ceva? O verighetă? Ai pierdut-o în casă? În genunchi așezi, te uiți peste tot. Te târâi de burtă. Te uiți peste pat, peste tot. De ce? Are valoare. Nu poate să lipsească. Cum căutați? Căutăm 5 minute la biserică. Dumnezeu e foarte impresionat de 5 minute la biserică. De ce nu găsim ce căutăm? Pentru că nu căutăm cum trebuie să căutăm. Femeia aceasta poate că s-a târit pe coate, poate că s-a aruncat pe burtă, a stat în genunchi, uitându-se prin toate colțișoarele. În această seară Dumnezeu spune, creștine, lasă-te sfărâmat de Duhul meu cel Sfânt. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră fiind falnic. În împărăția lui Dumnezeu nu se intră într-un fel în care să fii tu mândru. În împărăția lui Dumnezeu se intră zdrobit. Poate că n-ai ajuns până într-acolo încât să spui nu mai îmi pot permite să trăiesc fără ceea ce am pierdut. Poate că n-ai ajuns până acolo încât să fii atât de disperat încât să cazi cu fața la pământ. Am stat de vorbă cu oameni care au zis nu mai îmi pasă că n-arată bine. Nu mai îmi pasă că în adunare arată poate uneori ciudat. Dar ziceau ei, am așa de mare nevoie de Dumnezeu. Că strig zi și noapte la mila Lui. Spunea un copil mamei sale, ce nu mai vin la biserică? Zice, tot timpul când ești acasă, zicea el, ești o femeie puternică, zice. Te văd cântând, te văd citind din Biblie, tata mereu îți vorbește urât, zicea el, îți spune lucruri rele, dar tu ești o femeie puternică. Să când ajungi la biserică, spunea el, tot timpul plângi, râd colegii de mine, râd prietenii de mine, zic, maică, dar tot timpul plângi. Și întreabă, de ce plângi tot timpul la biserică? Îi zice, pentru că Dumnezeu din cer e bun. Pentru că e singurul care mă înțelege. Ajută-ne, Doamne, să ne prăbușim și să ne recunoaștem nemernicia, să ne recunoaștem păcatul și gândul nesfințit și ochii care se uită greșit în direcții în care n-ar trebui să se uite și timpul pe care îl pierdem zi de zi. Hristoase, vino și rupe împietrirea asta grea din inima noastră. Trezească Iisus orice conștiință. Nu există pocăință să vii tu să rămâi în picioare. Nu există pocăință să pari demn. Pocăința este atunci când poate cazi la pământ și plângi și se umple fața de rușine. Mi se umple fața de rușine că l-am trădat pe Dumnezeu în atâtea vremuri. Dar de ce să caute oare? De ce e atât de important un bănuț? Un bănuț din 10. Spune Biblia că valoarea lui era a unei drahme care semnează o zi de lucru. Nu știu de ce mi-aș face așa de multe griji cu un bănuț.
mai rămân nou în fond. Este ceva aici special pe care trebuie să-l înțelegem în seara asta. Când fetița din casa tatălui răsărea și ea un pic, îi spunea tata, la 6 ani îi spunea, uite, zice, îți dă tata un bănuț. Când o să ai 10, ești gata de măritat. Bănuții tăi, zice tata. Mai sărac era femeia asta, unii aveau de aur, ea avea de argint. În fiecare an de la tata lua un bănuț. Și potrivit obiceiului, dai, mai și scria ceva pe bănuț. Nu știu, te iubește tata pe tine. Un vers, un cuvânt, o cugetare. Și lua fata banii și zicea, mai mâncă câțiva și mă mărit. Și atunci o să fiu la casa mea. Și strângea cu bucurie. Și în ziua când avea toată salva, tot șiragul, fie îl punea în jurul frunții, fie îl punea la gât, zicea, sunt gata, sunt mare, am crescut. De aici încolo mă așteaptă fericirea unui soț. De acum gata, zicea, voi fi mireasă. Era o bucurie, era podoaba ei, era declarația ei că a crescut și gata pentru fericirea care s-a arătat. De la tata e o podoabă, e o tezaur, e o comoară. De ce să stau eu în genunchi? Pentru că mi-ai dat cândva sfințenia pe care nu mai am. Cândva mă rugam lui Dumnezeu și simțeam că coboară cerul la rugăciunea mea, că mi-era curată inima, nu mai am. S-a dus bănuțul ăsta. Când vă eram plin de bucurie, când eu cântam, simțeam că îngerii cântă cu mine. Fals cântam! Te ziceam, nu, frumos cânti. Astăzi cânt profesionist. Am învățat să cânt și bine în biserică. Și îmi spun îngerii, fals mai cânti, prieteni. Că jertfa asta nu-i bună și nu-i primită. Cândva aveam un bănuț. Era 11 noaptea și spunea cineva, hai la mine că în seara asta se întâmplă ceva. Plecam cu tramvaiul, acum stau cu mașina în parcare și nu mă duc. Ceva acolo s-a întâmplat. Ceva acolo este ceva ce am pierdut, o podoabă, ceva care spune Dumnezeu, tu trebuie, zice, să iei înapoi. M-am gândit mult astăzi la următorul lucru. Biserica lui Dumnezeu și România asta are nevoie de fiecare lucru pe care Dumnezeu ți l-a dat ție. Știți care este problema bănuțului? Problema bănuțului este că de o parte bănuțul rămâne bănuț. Acum și cu praf pe el și undeva sub canapea și acoperit de gunoaie, tot bănuț este, tot de argint este, dar are o problemă, bănuț. Zice Dumnezeu, bănuțule, unde trebuia să fii tu acum? Ce trebuia să fii un șirag? Unde? Pe frunte sau la gât? Și unde ești tu acum, bănuțul? Rostogolit. Undeva ascuns privire. Pe tine nu te doare că trebuia să fii pe fruntea mirelui Iisus? Nu te doare. Toată viața să ne târâim, să luăm o mântuire de nota 5? Nu te doare. Nu vrei să fii podoaba lui Dumnezeu? Pe tine nu te interesează? Întreb în seara asta, pe cineva interesează că suntem podoabele lui Dumnezeu? Interesează lucrul ăsta. Eu nu vreau să mă târâi ca omii de toată viața. Eu vreau să fiu lui Iisus Hristos, să mă poarte cu cinste Tatăl în cer și pe pământ. Nu-i totul să-ți găsești milă la Dumnezeu. Dar Dumnezeu vrea să fim și o podoaba Lui. Și să caut eu acolo. Eu trebuie să fiu acolo, pe fruntea lui Dumnezeu. Acolo trebuie să fiu. Acolo trebuie să fii și tu. Și în această seară, pilda asta spune mai multe. Spune mai întâi că Dumnezeu caută pe cel pierdut. Dar Dumnezeu spune, tu trebuie să-ți ocupi locul de cinste pe care l-ai avut. Mulți dintre noi acolo, bănuți de argint, încă bănuți de argint, dar jos, ce cauți tu acolo jos? Călcat în picioare de cei care trec? Nu! Dar cum să fiu eu? De podoabă. De preț în ochii lui Dumnezeu. A Domnului să fie slavă. Și a Domnului să fie cinstă. Și a Domnului să fie glorie. În această seară, dragii mei, nu-mi rămâne de spus decât un singur lucru cu care vreau să vă chem la rugăciune. Biblia spune că fiecare dintre aceia care și-au găsit ceea ce a pierdut, mai întâi spune că ciobanul, pastorul și-a găsit oaia, și-a chemat prietenii, și-a chemat vecinii și a zis, hai să ne bucurăm. Femeia și-a găsit bănuțul ei, din salvă. Uite-l aici, nu l-am pierdut, e al meu, l-am găsit. Știți cum cred eu că bănuțul ăla s-a întâmplat cu el după aia? Era cel mai iubit bănuț. Bănuțul pierdut, care a fost găsit. Cel mai iubit bănuț a devenit pe ăla.
Și apoi zice că tatăl a strâns în brațe pe fiul și că a plâns și a zis, tăiați vițelul cel îngrășat. Gata, o scăți, bucurie. Știți, știți la ce mă gândesc în seara asta, dragii mei? Mă gândesc în seara aceasta și mi-am dorit și m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, vreau un ceas de sărbătorire sfântă la Betel, în care pierduții să fie găsiți, în care cei lăsați la o parte să fie ridicați, în care cei ce s-au dus mai departe decât trebuia să fie strânși din nou de Iisus la pieptul Lui. Îmi doresc în seara asta, nu-mi doresc o bucurie oarecare, îmi doresc bucuria celui pierdut și găsit. Se numește capitolul pierderilor, dar ar fi la fel de bine nimerit să spunem capitolul cu happy end. Aleluia! Dumnezeu e happy end, pentru că și oaia, și bănuțul, și fiul sunt acasă cu Dumnezeu. Dumnezeu nu pierde, nu lasă răniți în urmă. Dumnezeu îmi spune în seara asta să zic, tu nu ești dispensabil. Știți că pe bănuțul ăsta Dumnezeu a scris într-o zi ceva, tu, acolo, ceva. Și acum zace unde zace. Dar Dumnezeu spune în această seară, eu nu mă pot lipsi de tine. Știați? Toate zilele acestea am stat și m-am rugat. Am mers cu niște oameni excepționali când am început pocăință. Am mers cu un tânăr, ascultați ce vă spun, vă rog în numele Domnului, am mers cu el pe stradă. Și cum se ruga? N-ați auzit pe nimeni rugându-se ca el. L-am văzut pe stradă când a călcat cu piciorul într-un canal, până să ajung eu să-i spun, ai grijă că tu calci în canal. O mână acolo a răsărit și a călcat pe ea. Ce vă spun, nu-i poveste. La 12 noapte acasă, într-o seară m-am rugat, aveam în inima mea o luptă extraordinară și m-am rugat lui Dumnezeu plângând, m-am dat de ceasul morții și am zis, numai tu cu mine știi ce mă rog, nu mă lăsa, tu trebuie să mă scoți de aici. La ora 7 acest tânăr mi-a bătut la ușă, pac, pac, deschid și spune în felul următor, zice, te-am văzut aseară la 12, cum te rugai lui Dumnezeu, haide să-ți spun ce mi-a zis Dumnezeu că trebuie să faci. Astăzi cântă undeva și-i pierdut prin lume. Dumnezeu spune, tu nu ești dispensabil, tu ești indispensabil, spune Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi suferă Dumnezeu ca să ne întoarcem cu toată inima. Încă sunt un bănuț, vezi că ești puțin desprins, prietene, mai puțin și te răstogolești de-a binele. Hristos Iisus, Domnul Slavii, în seara aceasta să ne fixeze pe pieptul Lui. Dumnezeu din cer să ne dea în această seară o inimă a rugăciunii pentru cei pierduți. Dumnezeu din cer să străpungă inima noastră. Au fost lângă noi oameni care nu mai sunt. Poate chiar tu ești bănuțul care nu mai ai putere să strigi. Vino astăzi tu, Hristoase, și ridică-ne și dă-ne putere. Vreau să vă spun în numele Domnului în această seară să credeți cu un singur om Dumnezeu răstoarnă pământul. Să nu vă temeți. Îndrăzniți să vă ridicați în numele Lui Iisus Hristos și spuneți, Tată, cât mai am glas te strig în această seară, fie-ți milă de mine, oaia rătăcită, fiul risipitor sau bănuțul fără glas. Și binecuvântează-mă, Doamne, pentru că vreau la sfârșit de tot să coboare aici bucuria cerului. Hristos îmi spune în această seară mie să vă spun vouă, tuturor celor care iubiți Scriptura, că cerul e pregătit de sărbătoare. Îngerii sunt pregătiți de sărbătoare. Se dă o luptă acum în această seară. Cine își va freca mâinile la sfârșit? Vom da din nou câștig de cauză satanei. Pierd pe pustiu în numele Lui Iisus. Și în această seară orice chingă, orice legătură de neputință, s-o rupă puternicul Dumnezeu. Și Dumnezeu din cer să facă aici să fie o sărbătoare, să cântăm cu îngerii. În această seară să se mântuiască cei nemântuiți, să se întoarcă cei care sunt părăsiți, să vină la Dumnezeul care are putere. Aleluia! Închideți ochii și să ne rugăm lui Dumnezeu. Și acolo unde te afli, pentru că nu putem face nimic altceva în această seară, acolo unde te afli, spune așa Domnului, Dumnezeul slavii și al îndurării, am alergat după lucruri străine voii tale și mă văd atât de departe, Doamne, nu mai găsesc drumul spre inima ta. Vino, bunule păstor, în această seară și mă ia pe umerii tăi, am ostenit, nu mai pot, nici picioarele nu mai ajută. Nu-mi rămâne decât să strig în pustiul în care m-am dus singur.
mustre Domnul pe Satana, care mi-arată mai întâi binele, că mai apoi să mă poartă în pustiu. O, Doamne Iisuse Hristoase, dacă în această seară sunt mâini care se ridică și se declară oaia pierdută a turmii tale, acolo unde vezi o mână ridicată, să te duci la el și să o iei, să-l iei în brațele tale de Dumnezeu și să-l pui din nou în turmă. Vrem să cântăm o cântare de laudă. Vrem să cântăm un cor îngeresc în seara asta. Vrem în această seară aici să fie bucurie, sărbătoare. Ne-am săturat de zile de întristare. Ne-am săturat de zile de jale, Doamne. Sufletul nostru s-a dezgustat. Vino, bunule păstor, și ai milă. Dacă în această seară, Doamne, zbănuți care zac în praf, acoperiți de murdărie, Doamne, nu mai au, Doamne Dumnezeul meu, puterea să strălucească, nu rămâne decât un singur lucru, lumină din lumina adevărată, răsar din nou în cas. Lumină din lumina adevărată, luminează iarăși și dă-ne nouă puterea să măturăm, să măturăm, să măturăm, să scoatem afară aluatul cel vechi, Doamne! Să zvârlim din casa noastră, din viața noastră, din mintea noastră, lucrurile, Doamne, care astupă bogăția Ta! Iisuse Hristoase, pune-ne din nou, Doamne, la loc de cinste! Să nu mai trăim, Doamne Dumnezeul meu, cu frica în sân! Umiliți de cel rău! Mi-ai dat ochi să mă uit spre cer! Nu să merg cu privirea în jos! Ne-ai dat în noi o inimă care să bată de dragul Tău, nu pentru plăceri de șarte. În această seară te rog din toată inima, Dumnezeul slavei, du-ne iarăși locurile de cinste. Ridică din nou, Doamne, tinerii casei Tale, dă-le din nou visuri sfinte. Dă din nou daruri poporului Tău. Dă din nou putere rugăciunilor noastre, curățește, Doamne, din cap până în picioare, să strălucească adunarea, să fie biserica, biserică, să fie biserica, biserică, mireasa, mireasă, nu în zdrențe, Doamne, ci să caut eu în zdrențele astea. O, te rog, Doamne, spală-mă și schimbă-mă și primenește-mă și curățește-mă, Doamne. Aleluia, Doamne. Dacă ești în seara aceasta undeva pe aici, în rugăciunea pe care eu am ținut-o înaintea Domnului, cu care am venit înaintea Lui să ridici o mână, toți ochii sunt închiși, e între Tine și Dumnezeu. Doamne, vreau să Te rog și pentru mine. Iisuse Hristoase, fără de Tine, Doamne, sunt pierdut. Te rog, Doamne, în mine și în frații mei, în surorile mele, în cei prezenți aici, în această seară, adu valorile cerului, că ne golim, ne stingem și ne uscăm pe fiecare zi. Doamne, cu noaiele lumii ne-au umplut într-un chip ciudat, doritor din ce în ce mai mult, Doamne, de cancan, de divertisment, bârfind, Doamne, la fel ca cei din afară, cu aspirații la fel ca și cei din afară. Doamne, te rog, câți ani mai am de trăit? Să fie, Doamne, de dragul Tău și pentru slava împărăției Tale. Să trăiesc, dar să nu mai trăiesc eu, ci Tu să trăiești în mine. Doamne, mai dă încă o dată putere robilor Tăi. Mai adu încă o dată vremuri de înviorare. Duh Sfânt al lui Dumnezeu, coboară! Ajută-ne, Doamne, mâinile ridicate să le prinzi Tu puternic și să nu ne mai dai drumul niciodată, Doamne, să ne ducem departe de fața Ta, mărire, slavă, glorie, cinste Ție! Mulțumim, Doamne, să înceapă sărbătoarea reabilitării noastre, să înceapă sărbătoarea, Doamne, vindecării noastre, să înceapă, Doamne, sărbătoarea apropierii Tale de noi. Să înceapă, Doamne, sărbătoarea celor pierduți și găsiți. E sărbătoarea noastră, mărire, mărire, mărire Ție, Doamne. Să vii aici cu bucuria mântuirii, să vii aici cu bucuria izbăvirii și te rog,
Vindecă în această seară, Doamne, conștiințe. Vindecă în această seară dezamăgiri. Vindecă în această seară, Doamne, stare de slăbiciune. Vino din nou izvor de putere și înviorează-ne! În această seară ridică, Doamne, și pune înaintea noastră, Doamne, oglinda cuvântului Tău, iubitorule de oameni, Dumnezeu care vii după noi, Dumnezeu care lași 99 de oi și vii după mine, Dumnezeu care a prins lumina și mă cauți, și mă cauți, și mă cauți, Tu, Tată, care mă aștepți cu ochii lacrimi, să-mi schimbi strențele murdare, să-mi dai încălțăminte nouă, să-mi dai mâncare mie nemâncatului, să-mi pui inel în deget, Doamne, ca să știu că nu mai sunt al meu să fac tot ce voiesc, ci sunt al Tău și să aparțin Ție. Slăvit să fie Dumnezeul nostru! Te rog, în această seară eliberează, Doamne, căsnicii, vino în casele copiilor Tăi, lasă, Doamne, un delemn sfânt, Doamne, schimbă inima soților, schimbă inima soțiilor, Doamne, atinge-te de copiii casei Tale, atinge-te de tineretul casei Tale, atinge-te de cei care sunt cu părul albit. Slavă numelui Tău, Doamne, în această seară Te rugăm, ridică-ne pe noi, Doamne, și suflă, 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 suflă Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Aleluia, Doamne, aleluia, slavă numelui Tău, Iisuse, roagă-Te, stai de vorbă cu Dumnezeu și spune-i Lui, Doamne Dumnezeu, mi-am rătăcit multe vreme, mă doare sufletul, Doamne, pentru clipele pierdute, stai cu ochii închiși, pleacă capul acolo unde ești, ridică o mână și roagă-Te lui Dumnezeu. Aleluia, Doamne, slavă Ție! Slavă Ție, Doamne! Stați de vorbă cu Dumnezeu! Vorbiți cu Iisus Hristos! Mărire Ție, Doamne! Sunt bogat, 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 sunt bogat
atât de bucuros, Doamne, că inima mea poate să spune Osana și nu mai mint. Atât de bucuros, Doamne, că pot să spun în această seară lăudat fie numele Tău și inima mea să spună așa este. Te rog, Doamne, Dumnezeul meu, lucrează mai departe. Valul îndurării Tale, Doamne, se cuprinde din ce în ce mai multe suflete. În această seară, Doamne Iisuse Hristoase, Tu meriți, Doamne, toată cinstea și gloria și onoarea, Doamne. Pentru că ai străbătut veacurile ca un preot însemnat și ai venit la noi. Ai uitat la noi, Doamne, având milă de slăbiciunile noastre. Ai venit și după amiaza aceasta și ai spus, eu mă uit la voi și cred. Și am venit să vă ridic și am venit să vă aduc din nou acolo unde este locul vostru, la pieptul meu, ca podoabe sfinte. Doamne Dumnezeul slavei și al îndurării, tare este bucuroasă inima mea pentru ceea ce ești Tu. Îți mulțumesc, Doamne Dumnezeul meu, că nimeni nu-i ca Tine. Dragostea Ta, Doamne, nu poate fi niciodată pe deplin înțeleas. Pentru că în fiecare zi e mereu altfel nou. Iartă ce n-am crezut că vreodată voi greși și are îngăduință cu lucruri la care n-am crezut niciodată că voi ajunge. Îți mulțumesc, Doamne, și Te rog în această seară, Doamne, împreună cu toți cei ce suntem aici, primește, Doamne, lauda sufletului nostru, pentru că meriți. De vom ajunge într-o zi în Rai, ajută-ne, Iisus! Vom sta, Doamne, înaintea Ta doar pentru că ai mai deschis, Doamne, după amiaza îndurării, aici și acum. Știu că, Doamne, Dumnezeul meu, Duhul Tău cel Sfânt a vorbit cu mulți oameni și a atins suflete ca să fie iertat. Doamne, ajută-ne pe fiecare dintre noi să fim salva Ta. Ajută-ne să fim colierul Tău. Ajută-ne să fim podoabe sfinte. Mărire Ție, Doamne. Îți mulțumim din toată inima. Binecuvântat și lăudat să fii Tu, Tatăl, Fiul și Tu. Mărire Domnului! Știți, cred că ar trebui în această seară să facem un lucru pe care acum pot să-l fac cu toată inima. Eu sunt extraordinar de doritor să-i cântăm lui Dumnezeu și să-i spunem că El e bun. Vreau în această seară să-L laud cu toată ființa mea pe Dumnezeu. Dar acum știu de ce o fac. O fac pentru că eu sunt cel recuperat. Pentru că eu sunt cel izbăvit. În seara aceasta au fost oameni izbăviți? Da? Păi, haideți atunci să-i spunem lui Dumnezeu în cântările următoare și vrem să stăm să lăudăm pe Dumnezeu. Dar să lăudăm cu toată inima pe Dumnezeu, da? Și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim frumos, ce ne-am făcut noi fără Tine? Mulțumim pentru după amiaza de astăzi, mulțumim pentru ajutorul Tău. Și Dumnezeu să vă ajute și să-mi ajute, frați și surori, când o să vină mâine ispită la tine și o să zică, fă lucrul ăsta rău, să nu te împotrivești gândindu-te că te duci în iad. E bun și gândul de iad, dar ține până la un timp. Spune așa. Eu sunt o prețioasă lucrare a lui Iisus. Eu sunt o podoabă sfântă a lui Iisus și eu nu mai stau pe podea veci de veci. Amin? Și voi sta la pieptul lui Iisus și voi fi podoaba lui Iisus.